bineînțeles, înseamnă foarte mult. Acesta a fost și obiectivul major principal propus de mine la, chiar pot să spun, acum un an. Sunt foarte muncitor, cred că aceasta este calitatea mea principală și asta mă ajută să și progresez poate mai rapid. Poate și talentul puțin, dar mai multă muncă, cu siguranță. Disciplina, cu siguranță, sportul m-a disciplinat foarte mult și nu doar pe plan sportiv, cât și pe plan personal. Înainte de a intra la masa de joc, cu 30 de minute înainte, îmi bate inima foarte tare, dar pur și simplu mă gândesc când fac niște scenarii cu mine, ieșim victorios din acea partidă și îmi dă încredere să intru la masa de joc și să metalez toate puterile. Încă nu m-am gândit atât de departe. Tot ce-mi doresc e să intru în sala de antrenament, să mă pregătesc cât se poate mai bine și la Paris să ofer cea mai bună forma mea și cel mai bun joc.